1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Thank you.
come to the business. Thank you.
A mio corpo è fatto mai. Io sì. Vai, ciao. Voi sunteți trebuie să faceți ca să luați program cu mine de mix, să includeți că MLX MH, pe orice la tarifă, cadrul vostru principal, la proiect și deja pe următare la controlul GCC, să adăugați la anul următare, deja librăria e dedicată în slăbin, slash user, slash lib, și framework-ul asta trebuie să le adăugați la GCC. Puteți vă notați de pereții. Dar toate informații există și în manual. Man. Este Man MLX, Man MLX Pixel, Man MLX New Image, Man MLX New Window. Acolo sunt descrise toate funcțiile care există. Și plus puteți să vă uitați prin fișier de sus de la MiniDBX. Intrați acolo și este header-ul MX.h și MLX.int.h. Și sunt toate funcțiile, aveți și sursele la funcții și puteți să vedeți cum funcționează toate chestiile astea. Pentru ca să startați un proiect de grafică, trebuie mai întâi să faceți o conexiune între programul vostru display, care o să afișeze toate chestiile. MiniDBX-ul e bazat pe o librărie din Lisp care se numește X11 și MiniDBX-ul e un fel simplificat. Și dacă în X11 trebuie să faceți multe chestii, să inițializați o conexiune și dar faceți un pointer voi steluță și îi trebuie să vă exigeți. După asta urmează crearea unui ecran, ștergerea conținutului și după asta distrugerea. Tot avem nevoie de pointer voice țeluță. Există comanda MLX window care are un parametru, primul parametru trebuie să fie pointerul care arată conexiunea dintre program și display. După aia, prima e dimensiunea pe X, a doua e dimensiunea pe Y și titlul ăsta. Window. Deci, C
ce titlu o să fie acum, puteți să fie de fier, puteți să fie fractor, nu contează nimic, nu contează asta. Puteți să puneți o denumire a grupului sau denumire a voastră, login. Deci este și comanda MLX window care se șteargă conținutul RAM-ului, deci dacă ați semnat ceva și aveți o atribuiți la o tastă atribuiți anume comanda asta să vă șteargă de pe ecran. Și deja destul, adică pur și simplu dispare window de pe ecran. Ca să afișați ceva pe ecranul ăsta, aveți nevoie de funcția MLX Pixel Put. Deci ea pune un pixel la X și Y pe care voi îl puneți. Prima e pointerul dintre conexiunea dintre display și program, a doua e pointerul la window, a treilea cu X-ul, a patra Y-ul și a cincea e culoarea. Deci culorile sunt codificate în header și int. Voi le căutați pe internet, le faceți define în program și le folosiți așa. Sau dacă aveți o idee mai șmecheră cum să le folosiți culorile în program, desigur. Deci la RAM Radigraphy o să aveți două metode a face întreg proiectul. Să folosiți imagini sau să folosiți pixel. Deci asta cu pixel e foarte ineficientă pentru că de fiecare dată compilez o funcție MLX Pixel Put, deci pune un pixel atât. Dar imagini e mult mai eficient că aveți toată imaginea, bagați toți pixelii de la și afișați imaginea. În loc să arătați pixel cu pixel, deci mult mai eficient să faceți cu imagini. Și dacă vreți, după workshop vă arăt și exemplu de program făcut cu Pux Pixel și una cu imagini. Deci, proiectul în mare parte constă în desenarea de linii cu... Trebuie să faceți algoritmii vostru de desenare de linii. Pe internet sunt foarte mulți algoritmi, dar asta e cel mai simplu, se numește Bresenham. Desenează de la X până la Y. Aveți coordonatele X și Y pentru punctul A și X și Y pentru punctul B și dați culoare, dați pointerul de conexiune, pointerul la window și vă desenează o linie. Deja nu încerc să vă explic algoritmul cum lucrează, dați seama, să nu găsiți un algoritm, faceți ce vreți, cu algoritmul ăsta puteți apoi să-l optimizați, să faceți anti-aliasing la linii când știți dacă trageți o linie, mă spune așa, știi, nu dintre. Și deja mă ajută la manipularea de imagine. Iar aveți nevoie de un pointer void steluță pentru imagine. La fel, creați o imagine folosind pointerul de conexiune de display. Deja dimensiunea de X și pe Y, 1010, 1010. Sau folosiți specialul acolo. Deci, dacă faceți un ecran mai mic, desigur o să aveți mai puțin pixel de plus și mai eficient să fie programul. Nu e mai să faceți pe tot ecranul. Sau, dacă vreți, puteți să faci așa și să folosiți thread. Că e text la proiectele de grafică, să folosiți librerea de thread. Este funcția MLX Image to Window, care dacă aveți o imagine, ați pus pixel pe ea, o afișați pe ecran. Deci asta e metodă foarte eficientă. Ultimele două coordonate sunt unde se pună. De ce îi puneți 0,0, dar puneți o imagine pe ecran, că vă pune direct pe tot ecranul. Și deja urmă este destul de imagine. Să aveți grijă că este cu proiectul Fractor, proiectul U3D, unde o să creați foarte multe imagini și dacă creați prea multe, atunci o să fie gen memory leak și o să aveți 50 GB utilizați pe hard. Asta voi nu aveți nevoie de asta. Și am ajuns la chestia cum să adăugăm pixel pe imagine. Avem nevoie de un fir de caractere și sunt trei variabile. Bits per pixel, size line și endian. Deci bits per pixel ne arată câți bits trebuie să, ca să codifice o culoare. Deci, dacă puteți cu care cunoaște cum se codifică imagine pe unde. E 32 bits. Da, 0,2. Transparența, roșu, verde, albastru. Și aici trebuie să luați în considerare că pot să fie diferite sisteme și asta e pentru portabilitate mai mult. Deci bits per pixel, care nu o să-l folosiți deloc pentru că de obicei 32 de intu și o să fie gen bits per pixel, o să fie mereu 4. Aveți size line-ul, deoarece ne dă șir de caractere unidimensional. Avem nevoie de size line ca să știm câți pixeli sunt pe o singură linie.
și o să o folosim ca să adăugăm la un pixel la o adresă anumită. Și deja alien-ul, pendian-ul este o caracteristică a fiecărui procesor. Procesoarele au o metodă specifică de a stoca datele în ele, macro-urile, pentru că au procesori de Intel, le stochează în little endian. Deci, când o să apelăm când e MLX Geta DAT-ADR, endian o să aibă valoarea mereu 0, pentru că e little endian și valoarea se stochează în 0RGB. Dacă endian o să fie 1, atunci o să trebuiască să stocați date invers, adică BGR0, pentru că e o metodă diferită de stocat. Nu știu ce producători folosesc Intel, dar știu că Intel folosește Lido. Și MLX Get Data ADR doar returnează chestia asta. Voi nu trebuie să returnați înapoi niciun string, doar băgați în stringul ăsta și rolul ăsta cu dimensional pixeli și atât. Și am ajuns cum se pune pixelii pe imagine. Trebuie să creăm un offset care să ne arate poziția pe ăsta șirul de caracter dimensional. Înmulțim X-ul cu lungimea liniei, să aflăm de ce linie trebuie să afișăm pixelul și de la Y înmulțim cu 4 pentru că avem intru-ul pe 4 de asta și cum culoarea e stocată pe 4 biți, trebuie să înmulțim 4. Astfel avem offset-ul cel și deja în șirul unidimensional. Prima punem transparența, puteți să vă jucați cu transparența ca să faceți efecte de blurare, de exemplu în timpul mișcării pentru un Wolf 3D. Deja la adresa celui 1 avem culoarea roșie, ca să decodăm o culoare în int, o shiftăm lipții de 16 ori la dreapta și facem operația end 0xf. Pe a doua avem culoarea verde, deja shiftăm de 8 ori la dreapta și pe a treia nu shiftăm deloc pentru că e culoarea albastră, da? Facem end cu 0xf. Sau putem să stăm șirul unidimensional în int. Și atunci doar pierdem culoarea. Dar dacă vreți să faceți efecte de astea mai faine, de exemplu cu blurare, cu chestii, atunci mai bine să folosiți Leda Prima. La toate proiectele de grafică vă trebuie să vă stocați cumva datele. Deci, eu vă recomand să folosiți structuri și să aveți într-o structură și pointerul la display și pointerul la window, pentru că o să ajungem la capitolul următor unde să trebuiască să tratați eventuri de apăsare a tastaturii, a mișcării mouse-ului, a mișcării apăsării a click-ului. Și atunci va trebui să transmiți toate datele astea la o funcție. Și va fi cam imposibil dacă le transmiți cu una câte una. Trebuie să aveți o structură. Și pentru tratarea eventurilor de apăsare a tastelor, de mișcării mouse-ului, avem 5 funcții generale. MLX loop este o funcție foarte importantă, dacă nu o includeți în fiecare program, atunci el doar o să se strângă deodată, pentru că MLX loop așteaptă o acțiune din partea utilizatorului. Fără ea, programul va rula. Doar se pornește ecranul și window și se strânge deodată. MLX keyhook se apelează când apăsați o tastatură pe o tastă pe tastatură, MLX mouse-ul când mișcați mouse-ul să apăsați un click, expose hook când trebuie să schimbați o chestie pe ecran, atunci trebuie să faceți redraw-ul totului imaginea și apelați MLX expose hook. Și mai aveți MLX loop hook, ea se apelează atunci când nu se întâmplă nimic. Și fiecare funcție, după cum ați observat aici, trebuie să transmiteți un pointer la o funcție anumită. Și anume funcțiile astea trebuie să le predefiniți. Deja denumirea puteți să dați oricare vreți, dar fiecare funcție trebuie să îi transmiteți un pointer la o funcție anumită. Astăzi, pentru expose hook, pentru MLX expose hook, trebuie să transmiteți un pointer la funcția expose hook, sau cum vreți să numiți, dar mai cât trebuie să aibă parametrul ăsta, voi steluță PAM. Deci, voi stăluți ecranul ăsta, e adresa la structura voastră cu toate datele pe care le aveți. Și deci, dacă apelați funcția în interiorul ei, puteți să faceți toate acțiunile care este nevoie. La keyhook deja aveți in keycode și voi stăluți RAM. Keycode-ul este codul tastei apăsate. Și aveți un
în librea X11, dacă căutați în sistemul dumneavoastră, aveți toate cheie keyboard-urile la fiecare tastă. Și deja pentru fiecare tastă aveți o acțiune. La mouse-ul avem butonul, ai buton, click dreapta, click stânga, mouse 3, și X-ul și Y-ul reprezintă coordonatele cursorului și voi să luți aparat, ia structura dată. Și la lucru... Adică oriente? Ce? X-ul coordonate oriente cursorului? Da. Asta o să fie... O să fie obsesia asta la fractură, când o să faceți fractură Julia. Și deja lucru. Când nu se întâmplă nimic, ce să apreze acolo? Cam atât. Asta tot ce trebuie știți. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le apropiați. Eu vă arăt și diferența dintre pixel cut și imagini, ca să vă dați seama cât de ineficientă e metoda cu pixel. Da, vă recomand să faceți PDF-ul cu pixel și după aia cu imagini. Atât. Thank you.
Да. 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 Да.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
autoridade. Thank you.
Thank you.
partea gradinii de portul. Thank you.
обсудим. Thank you.
So, guys and girls, cel bine mobilizează auditoriul la atunci când ne organizează limit, da, HP. Я поцелую с вами урбанишу онлайн, где толпатуарли для того, как они паку. Да? Ну, плохо слышно. За все приходится расплачиваться. Ночью зачитать погоду. Или так. Хорошо. А за Champions Club курс? Сейчас курс Champions Club курс, де факто есть, который натупил савалту с ресерсной foarte multe probleme care trebuie să le rezolvăm. Nu contează în cadrul academiei sau în afară ei. Și ceea ce e cel mai interesant, recursia neuronjoar. Ceea ce am aici e recursie. Da? Aici. Da? Dacă acolo recursia era simplă, lineară, să zicem așa, deci fiecare repetare mai generală, încă o repetare, da? Acum credeți aici că infinit e clar, dar câte ramuri infinite să se dezvoltă? Da, și o năceașcă, deci practic, deci pe două, nu mai este lineară, se ramifică. Natura e plină de recursii. Deci viața aici e un fractal recursiv din natură. La bucătărie recursii găsiți cât vreți, da? Mararul și el recursiv. Aloe, dacă nu mă înșel, sau ceva de tipul ăsta. Recursii geometrică,
simplă, e fractal geometric. Da. O leacă mai complicat, dar nu mă leacă. Da. Mulțime Mandelbrot și Julia, dacă ați auzit de el. Cine a auzit să zici? Da, toți vă slâșite, da? A tot probat programirea? Și cum? Eu prima dată am programat Mandelbrot, nu am pus ca să spun niciuni, nu au zici. La un XT, profesor nici 986. Da? Deci a fost 286, 386, poate nu a apărut deci a durat desenarea prin ecran 640-480, cred că vreo 5 ore. Așa. Ei, asta e mai cunoscută. Așa, mecanismul general a recursului. Are un proces complex, foarte complicat, da? Dar știm că procesul ăsta se poate pe etape, da? Sau pe nivele, să zicem așa. Și întotdeauna există o posibilitate să trecem de, sau să revenim de la nivelul nostru la care ne aflăm acum, la un nivel un pic mai simplu, dar un pic mai simplu, care rămâne și complex. Da. Și de la nivelul acela, întotdeauna trebuie să revenim la un nivel și mai simplu. Și continuăm, asta continuăm, până când nu ajungem la un așa caz care e atât de simplu sau atât de puțin complicat că nici nu există careva prelucrări sau, nu știu, calcul. Asta e cazul elementar. În cazul ăsta putem să mergem înapoi, având rezultatul de la el. Calculăm cazul 1, cazul 2, cazul 3, cazul I, cazul I plus 1, până la R minus 1 și apoi la N. Să vedem cum funcționează asta schematic pe un model simplu de tot. A la pierea B, pentru niște valori definite. 3 la pierea A. Nu știu cum se ridică la putere, dar știu 3 la puterea a 4 și în genere 3 la puterea n o să fie 3 înmulțit cu 3 la puterea n minus 1. Și mai știu că orice număr la puterea 0 este 1. Super! Deci 3 la 4 îl descriu cu 2 parametri, da, dacă vreau să formalizez chestia asta, n 3 k 4 formula este 3 înmulțit cu 3 la 3. Încerc să găsesc 3 la 3. Este 3 capa 3. Procesul continuă. 3 la 2. Încă nimic nu se calculează. Deci are loc doar procesul discompunit. Și ajungem la cazul care pe noi ne satisface cel mai mult. Cazul elementar, că nu trebuie să calculăm nimic. Da? Știm rezultatul a priori. 3 la puterea 0 este 1. Așa? Aici am ales un termen de culori sau sivere. Așa. Acum am rezultatul. Acest rezultat îl trimit la nivelul precedent. Așa? Și îl înlocuiesc în formulă. În loc 3 la puterea 0 am 1. Obțin rezultatul 3 care îl trimit la nivelul precedent. Ceea ce n-am făcut aici, dar am să vorbesc un pic mai târziu. În momentul în care noi am făcut calcul, toate nivelele de care nu mai avem nevoie dispar. 9, 27 și 80. Avem rezultatul final. Și a fost o interpretare intuitivă, fără programare. Da? Acum venim un pic mai aproape de programare. Care e schema generală a unei funcții recursive? Da? Avem un careva parametru recursiv. Evaluarea parametrului ăsta depinde de să facem mai departe funcția, trebuie un caz mai simplu, sau am ajuns la cazul elementar și nu mai trebuie să facem nimic, să ne întoarcem înapoi. Deci, dacă R are valoarea parametrului pentru cazul elementar, rătuneam valoarea pe care noi o știm pentru cazul elementar, dar dacă nu, atunci
returnăm valoarea calculată prin expresie, prin formula recurent. Evident, formula aceasta recurentă noi trebuie să determinăm de la caz la caz. Și pentru fiecare problemă ea o să fie altă. Cred că nu-i cazul să programăm mai factorial. Ați făcut, da? Recursiv. A, păi sunteți, dacă ați făcut factorial, sunteți... Și recursivă, prima parte recursivă, a fost și bun. Dacă ați făcut N factorial, haideți să uităm iată la așa o problemă. O problemă care ar putea să vă pune bine la proiectele care aveți de prelucrat niște șiruri de caractere și de divizat aceste șiruri în fragmente care ulterior trebuie să prelucrați separat. Avem o serie direct. Ce înseamnă cifră? Cifră e unul din simbolul, de la 0 până la 9. Ceea ce e la număr. Da? O cifră, cel puțin o cifră, obligatoriu. După care pot să urmeze, dar nu obligatoriu, alte cifre. Un semn e unul din semnele plus sau minus și o expresie este fie un număr, fie un număr după care urmează o secvență. Semn, număr, semn, număr. De exemplu, așa o expresie. O să fie o expresie corectă, da? Da, expresia de semnul și corectă. Cum e? Nu e corectă. Conform regulilor astea, asta nu e corectă, nu poate să înceapă cu un cer. Așa? O expresie de tipul 3 minus plus 65 tot nu o să fie corectă. Da? Deci problema noastră este să terminăm dacă un șir de caractere pe care am scris o expresie este scris corect sau nu. Eventual, dacă am determinat că este scris corect, putem să divizăm mai apoi în acele fragmente de care noi avem nevoie în cazul nostru să poți fi numerele sau cifrele sau semnele dacă avem nevoie și să prelucrăm să facem cele operații care avem nevoie. La care avem un șir de caractere, la ieșire avem un rezultat. Acum, 1 dacă este corect și 0 dacă este incorrect. Cum credeți? Cum trebuie de rezolvat așa o problemă? Ai mai loc pentru recursii, om? Știm caracter cu caracter. Așa? Știm caracter cu caracter. Dacă prim caracter e 7, atunci știm de dat. Dacă nu, dacă e cifra, continuăm dacă următoarea cifră, atunci expresie corectă. Următoarea cifră expresie corectă. 7, corect. Dacă mai urmează 7, nu. Da, deci ar fi o abordare, de acord, și cred că se poate găsi și soluție. Dar, care ar fi abordarea recursiv corectă? Avem trei entități. Cifra, cea mai simplă entitate, apoi urmează numărul și ultima, cea mai complexă, este expresia. Expresia este formată din numere, numele sunt formate din cifra. Și atunci, implementăm această verificare pe etapă. Mai întâi avem un simbol, un caracter. Verificăm dacă acest caracter este o cifră. Avem o funcție foarte simplă, pe urmă trecem la cod, care verifică dacă caracterul este cifră sau nu. Bun, aici nu e loc de recursie. E o funcție foarte simplă. Numărul. Cum verificăm dacă numărul este un număr corect? Sau dacă o serie de caractere este un număr corect. Aici merge abordarea care ai zis-o, da? Dar un pic modificat. Luăm și verificăm lungimea numărului, așa? Dacă e 1, cazul elementar. Verificăm dacă cifră. Dacă lungimea e mai mare decât 1, dacă e mai mare decât 1, încercăm să facem recursia, să aducem la forma ce e mai simplă. A, scoatem primul număr și... Noi lucrăm cu șirul de caractere, nu cu numere. Scoatem primul... Primul caracter. Primul caracter, așa. Și
cei ce din România o să fie mai scurt, așa? Și atunci, să zicem, număr de S, unde este un șir de caractere, o să fie cifra de S0 și număr de S prim, să zicem așa. Unde S prim este șirul S fără primul caracter. Da? Iată o formulă recursivă pentru număr. Ne-am descurcat numărul, da? Și acum, cum rezolvăm problema cu expresii? În cel mai simplu caz, expresia este un număr. Dar când ea este prea complicată ca să fie verificată ca un număr? Ce trebuie să aibă ea? Trebuie să aibă semn, așa. Deci, ideea ar fi următoare. Cine o spune, dacă am vorbit de acum semn? Nu aveam spații, aveam un șir de caractere care sunt doar cifre și bine, un șir de caractere care ar trebui să fie doar cifre și semne. Da, controlăm prima poziție și dacă e semn, atunci doar trebuie să urmă. Dacă nu e semn. Dacă nu e semn, îl controlăm dacă e cifre. Dar noi cel mai bine dacă ne-am dus până la sfârșit, apoi ne întoarcem înapoi. Și la urmă să arăte prima poziție dacă e semn sau nu. Noi nu, dacă să verificăm dacă e semn să ieșim din funcții, atunci este cazul când după număr este un semn. Dar noi știm dacă prim avem semn sau avem număr. Așa? Dacă acolojim și așa, găsim să nu, facem pentru expresie. Așa, deci tu vrei să cauți semn. Așa. Cred că asta ar fi o abordare mai optimă. În general, noi putem să mergem semn, putem să mergem de la început spre sfârșit, la sfârșit spre început. Dar e, dacă facem recurs, da, avem o problemă mare, trebuie să împărțim un problem mai mic. Da? Găsim primul semn. La primul semn, împărțim șirul de caractere în două părți. S devine S1 și S2. Și verificăm dacă S1 este o expresie corectă sau pur și simplu dacă este un număr corect, dacă vreți să-l minimizați. Pentru că alte semne ce noi avem, noi am găsit primul semn. Da? Și S2 dacă este o expresie corectă. Dacă și unul e expresie corectă și al doilea este expresie corectă, atunci și șirul inițial tot este o expresie corectă. Aici este recurs așa mai simpatic. Haideți să vedem ce îmi spune mie prezentarea. Prezentarea spune că am aici încă câteva exemple. Acum trecem la analiza codului pentru exemplu care l-am dat. Deci e bine să folosim recursia la fractal, altfel nu o să obținem fără recursie. Așa? Cineva zicea că e gata să povestească despre turul de Hanoia. Da? Bun, nicio problemă. Eu tot pot rezolva problema. Recursia într-o postare pe Facebook am spus că poate fi și periculoasă. Da? Încercați programați direct șirul Fibonacci folosind recurs. Undeva la termenul a 20 o să vă necați. Că iese din int, asta e jumătate de problemă. Da? Cea mai mare problemă că el este ineficient din punct de vedere a calculului. Unele și aceleași valori, da, dacă programați pur și simplu direct formula recurentă,
unii și aceleași valori se calculează de multe, multe ori. Ai uitat un exemplu simplu de tot. Dar dacă nu credeți că recursul e leapcă de toate probleme. Eu vreau să găsesc Fibonacci al șapte letere. Nu, șapte treabă, dar șase. F6. Pentru că îl calculez pe F6, trebuie să calculez F5 și F4. Pentru că să-l calculez pe F5, am nevoie de F4 și F3. Așa? Pentru F4 am nevoie de F3 și F2. Pentru aici, pentru F4, iarăși am nevoie de F3 și F2. Vedeți că sunt ramuri care se repetă. F3 o să fie F2 și F1. Este cazul elementare. Aici iarăși o să am cazul elementar. Este cazul elementar. Și aici încă o dată F3. De câte ori se calculează F4? De două ori. F3 se calculează de una, două, trei ori. Da? Deci, vizu ce se întâmplă când aveam F10, dar de câte ori o să apară calcule repetate a unor și acelorași termeni Fibonacci. De ce? Aici aveți mai multe soluții. Da? Sau găsiți o metodă eficientă de a memoriza termenii care deja au fost calculați. Dar atunci verificarea poate fi un pic mai complicată pentru cazuri elementare, când nu trebuie să mergeți mai departe. Sau lucrați iterativ. De ce nu? Asta când ajungem la limite, când ajungem pe valorile mari, 1 trec 618 tăietura de aur. Așa. Cu parte de prezentare terminată, credeți acum... O întrebare. În cine ați avut partea asta de Fibonacci recursiv? La cât s-a oprit maxim? 14. 14 nu se dă. Nu mai dădeam unii de valori la mea. Atunci era super de folosit abordare direct. Nu, ok, eu am avut Fibonacci și așa și așa. Așa. Bun. Iată, avem problema noastră cu șirul de caracteri. A pornit de la cea mai... se vede, da? O, se vede sau nu? Poate la vesică. La vesică. Eu mi-am permis un pic să optimizez... Da, de lucru nu vreau, nu e nicio problemă. Un pic să optimizez chestia cu verificarea caracterului. În loc să pun 10 sau, da, am verificat limita de jos și limita de sus. Dacă e intervalul ăsta, atunci ok. Dacă nu e intervalul ăsta, atunci nu este un multe cifră valid. Nici un fel de recurs. Acum, numărul. A doua funcție și aici apare element recursiv. Da, eu am încercat să folosesc doar biblioteca standard, da, să dădelim și atât. Da. Deci am determinat lungimea, am verificat cazul elementar, dacă e 1, returnez apelul funcției, returnez rezultatul apelului funcției pentru primul caracter, care e cea. În caz contrar, și iarăși, ca să nu mă complic viața cu atribuirile, da? Pur și simplu deplasat caracterele cu o poziție mai la primul. Am scăpat de ultimul caracter, de primul. Exact lucru care l-a povestit.
valoarea funcției să fie valoarea returnată de funcția digit pentru primul caracter și valoarea returnată de aceeași funcție number pentru șirul care se formează din șirul care a fost fără primul caracter. Până aici tot e plus și frumos. Partea cu depresia, cum se vede cât e de critic, nu e critic, da? Deci aici algoritmul este un pic mai complicat. Da? Mai întâi eu caut în expresie semnele. Dacă le găsesc, atunci fac divizarea. Dacă nu le găsesc, atunci evident asta este verifică șir de caractere ca un număr. Face asta ar fi pe mine cazul eliminat. Număr. Sau lipsă semnului. Dar e. Poziția plusului, poziția minusului. P, dacă nu mă înșel, la mine să fie maxim dintre ele. Așa? Și mai departe, proces foarte simplu. Găsesc câte caractere am. Dacă am un singur caracter, rezolv problema ca și pentru o cifră. Dacă am mai multe caractere, atunci verific. Sunt sau nu sunt semne. Și așa am evitat utilizarea funcțiilor care caută un șir în alt șir. Da? Puteam să caut semnul în șir. Am memorizat prima poziție a plusului, am memorizat prima poziție a minusului și din ele am luat-o cea maximă. Dacă nu era niciun plus, niciun minus, poziția maximă rămâne simplu, da? Și atunci, pur și simplu verific dacă șirul meu de caractere este un număr. În caz contrar, am zis că trebuie să fiu un pic mai econom memoria, da? Și ca să nu aloc memorie în plus, dacă ați văzut, iată aici avem două declarații de tablouri de caractere. Da? Ele stea bine, mersi, indiferent, am eu nevoie de toate caracterele de acolo sau nu. Pentru a evita chestii tipul ăsta, mai întâi verific. Cât de lung o să fie primul subșir și cât de lung o să fie al doilea subșir și aloc memorie exact atât cât am nevoie. Mai mult decât atât, deci nu mai am nevoie de memoria asta, o eliberez. Cu toate că se face și prin alte mecanisme, chiar dacă am tablourile de caracter. Acum și o să terminăm cu asta și o să revenim la tablă. Bine. Am găsit P. Avem P poziția semnului. Pot să calculez câte simboluri am până la semnul și câte am după. Respectiv, pentru un șir de caractere rezervez atâta memorie cât îmi trebuie pentru primul semn, pentru al doilea. Pentru al doilea, atâta memorie, câte caractere am în el. Formez primul șir, formez al doilea șir. Aici, pentru verificare, am făcut afișarea. După care, rezultatul. O să fie apelul. Probabil aici am găsit și acel bug care îl țineam pentru voi. Da. Odată la un test
și n-am memorizat la care, am avut o greșeală. Da? Am primit un stack overflow. Acum eu știu de ce. Dar rămâne voi să găsiți, când o să analizați programul, să găsiți cauza. Așa. Deci eu verific dacă primul șir este un număr și al doilea este o expresie. Dacă e corect, atunci cresc rezultatul 1. Dacă este greșit, cresc rezultatul 0 și rezultatul ăsta îl returnez. Am folosit aici și literalul numeric, cu toate că, iată, acum... Da, haideți să vedem cum lucrează. Haideți să vedem cum lucrează. Mai bine? Da. Deci vedeți, divizarea se face. Ai fiecare dată am ceva mai puțin. Așa. Rezultatul returnat nu a fost expresie corectă. Asta era sensul pauzelor cele din funcție. Și acum expresie mai simplă. Tot ok. Observați cum se formează al doilea șir. Da, imediat am obținut 0. Așa. Și dați în ceva, un test care up to you. Poate fi și simboluri care... Am ascult un test, dar prime două sens fi de cealaltă. Prime două plus. Așa. Dar nu unul după altul, da? Deci expresie corectă sau incorrectă se face? Incorrectă. Incorrectă. Ce o scoți te-ai în incorrectitudinea? Absolut sigur. Programul are un bug. Și cred că o să procedăm pe următor. Cine o să găsească un exemplu care o să producă bug-ul ăsta, o să aibă un premiu. Toți. Ultimul semn, da, așa? Dacă ați fi primul un semn. Poti primul să... Fără 0-1. Dacă sunt 3 semne, doar un semn. Este un număr 0-0-1. Bună zilea. Nu, expresia e corectă în care numele sunt 0-0-1. Expresia e corectă? Haideți mai întâi una incorrectă de mă să facem, da? E clar deodată, așa, și acum una corectă cu 0-0-1, da? Dar de ce e corect? Conform regulilor care au fost definite, poate să înceapă cu 0. Așa. Ce loc e corect? Caracter, da? La început, la mijloc? La început.
Шеф чиф. Зевде дато сводя. Ви говорите з ладця програми, що сталкерується фермі. Я ж дав кодом салумпі. А куба стал відео? Да, я акум кинув там, а мені дати сама, ну, грішала йде лодь. Ну, ну капі. Iată, cred că asta e suficient. Da. Deci eu m-am convins, da, bug-ul este, bug-ul e cel pe care eu l-am intuit. Voi să-i su... Challenge, da. De ce? Eu vreau să trec la, la o chestie tot recursivă. Care se vorat, am răsta, am arătat cum se face asta la niște băieței și fete din Elovi. E ceva din Elovi? Da? Știi ce este? E recursul geometric. Da, asta e triunghiul Săpinski. Da, să fie că este un matematician care define foarte multe figuri recursive. Da, în principiu este clar cum trebuie de făcut. Voi ați lucrat, ați avut un mini workshop despre cum se desenează liniile, da? Ia să încercați. Ia să încercați să-l faceți în mediul care îl aveți voi la Academie. Formula nu e deloc complicată, am să vă dau codul și drept. Eu aici folosesc bibliotecile grafice standard, grafica BGA. Așa, iată cam așa arată. Eu am vrut să-l filmesc ca să fie mai repede, dar nu știu de ce programul care eu l-am pentru captare video, nu a vrut să lucrez. Ok. Haideți să încercăm altul. Eu aici am mai multe fractale. Asta e mai frumos, spuneasc eu. Da, asta e copacul. Aici recursul este de mai... Este mai frumos atunci când nu numai lungimea, dar și grosimea linii se schimbă. Atunci obțineți o tulpină adevărată cu ramuri care devin tot mai scurte și mai puțini. Da, deci, iluzia unui copac adevărat este... A, dacă schimbați niște parametri, puteți obține cu totul alt copac. A, sau nimic. Sau era. Așa. A, mai am aici covorul, dar e practic același lucru doar cu patrani. Deci, haideți să nu multiplicăm. Deci, cea a doua sursă, am să vă adaug în grup ca să puteți să lucrați cu asta, să modificați, să vedeți care sunt formulele, cum puteți să transformați și evident puteți încercați chestia asta în mediul care îl propun coordonatorii voștri de la Academie. S-ar părea că aici am putea să punem punct, dar de fapt este nici nu un punct și nici nu trei puncte, este doar o virgulă după care încep aplicațiile recursii, dar până la aplicații nu avem nevoie mai mult de ecran. Mai departe eu am studiat la
spus ce e. Când s-a prins de lumina? Da. Așa. Bun. Ce ți-a vrut să mai... Da. Băi, cât e aici? Cine dintre voi știe care este interacțiunea cu programelor recursive cu memorie? A, cineva a spus tel, da? Cine? Așa. Știi, poți să zici să povestești orice om? Da. Bine, să încerc eu să desenez așa ca să înțeleagă, dar dacă ceva mă ajută. Programul care vă-l rulați, așa, și sunt programele folosesc zonele de memorie diferite. Da. Sunt programele lucrează STIM. Ce înseamnă asta? Atunci când voi apelați un subprogram, avem program principal. Main. Și aici funcția aia. Main apelează F. În momentul ăsta se întrerupe execuția programului principal și începe execuția funcției. Așa. Asta înseamnă că informația despre starea curentă a valorilor, a variabilor din program se depune undeva, se depozitează. Se depozitează nu altundeva decât în STIM. Așa, în principiu că asta e STIM. Se depozitează sus. Funcția aia este una recursivă. Ea se auto-apelează. Da? Deci aici a fost F de 3. F de 3 îl apelează pe F de 2. Și atunci se întrerupe execuția lui F 3. Aici avem program, da? Main. Și valorile cu care operează F 3 se înscriu și în STIM. Unde o să scrie? Sus, da? Deci programul se coboară în jos. Aici apare F3, da? Cu valorile de care are nevoie. F3 am zis că apelează la F2, lucrează F2. F2 are nevoie de F1. De F1, așa? Deci are loc același lucru, deplasare sau coborâie în stivă. Eu am făcut aici un pic invers. Eu am să măresc stiva sus. Aici apare F1. F2. Da? Când o să apară F1, așa? Iar F1 apelează F0, care de acum nu mai are apel recursiv. Da? F0 fiind calculat, revine la F1, se preiau valorile de aici, se fac calculele care este nevoie, așa cum am arătat din el ce. Da? Și se transmite rezultatul la F2. Se fac calculele, F2 transmite rezultatul F3. F3 transmite rezultatul din programul principal, iar programul principal continuă lucrul. Da? Deci ceea ce este important aici, să nu confundați construcția de stivă ca structură de date și stiva ca segment de memorie. Da? Sunt lucruri diferite. Cu toate că au o proprietate comună, da? Și una și în cealaltă, ultimele elemente care se adaugă sunt primele care se echipă. Ei, iar acum pe azi vot. Întrebări. Dacă vreți turnul de Hanoi, aici nu e nimic complicat. Haideți, eu vă formulez problema, dar săptămâna viitoare facem un concurs la cea mai frumoasă rezolvare. Cu siguranță o să găsiți foarte multe rezolvări pe net, da? Cel puțin idei. Putem să facem concursul la cel mai scurt cod. Asta e o problemă care se spune. Legenda spune că atunci când
Будда коборит пепромин, да, зона Асії. Конструїт предмірату трей діже дін дрід. Діжа А, діжа Б, діжа Ч. Підтрима тіже, а рункат М. Сізічі кінегал пшає за шпаду. Диск удял. И каждый диск для средства где челка рестедя спробы принтру на диаметру вик май май. Значит, диск удал принт для средства рестедя. Проблема, когда на вкус пилок чела после этого монастыря буддист. Да? Калуга рендин монастыря чек, все купе, ку, где пласарь, диск удал, где тижа А. Тижа че, он это сет сипу дерев. Фейкари диск с исквати ктю. То есть тупо сквозь трей диску туда. Помай ктю. Фейкари диск плати фи пус на поле дума пиву на один тижа. Фейкари диск требует фи пус и он диск к диаметру май. Мар. Зичка тучка мутати диск для фи мутати тижа а тижа че. Вот фи. Житу bine, așa spune legenda. Să ceva. Da? Este. Să găsiți o soluție, program care face deplasarea corectă a discurilor, tija A, tija B, folosind calitatea de tija intermediară, tija B, să faceți deplasarea asta în locul călugurilor budiști. Demonstrez de astfel că sfârșitul lumii nici de cum depinde de aceea cât de repede o să fie mutate discurile de pe o tijă pe altă. E bine, dacă voi să încercați să faceți asta pentru 64, vă să vă ia o leacă de timp. Voi faceți asta pentru N. Da? Cel mai simplu faceți pentru N egal cu 3, verificați pentru N egal cu 4 și N egal cu 5. Da? Pe urmă, la una din discuții noastre despre complexitate, fel de algoritm ăsta și de ce pentru valori mai mari al lui N, oricum, o să dureze indiferent să faci asta manual sau să faci la calculator. Timpul oricum să fie manual. Acum îmi simt că de fi mulțumim temă pentru acest mandat. Așa, sper că v-a fost interesant. Alte întrebări? Da, deci aveți două chestii de făcut, da? Despre turnurile vă lămuriți și să găsiți bug-ul, da? La alegere, cafea sau ciocolată, premium, cel care să anunțe primul care e bug-ul. Ca să fie transparent totul, rezultatele le puneți, sau testele pe care voi le considerați cu bug, le considerați că să genereze bug-ul din programul meu. Le puneți pe Facebook, da? Poftim? Puneți un program, o să dea răspuns incorrect sau o să dea deci, o eroare de memorie. Da? Deci o supraîncărcare de memorie. Sau, e bine, nu se poate executa la sfârșit aici recursii și la un moment dat o să fie ceea ce înseamnă pericolul recursului. Bun? Alte întrebări? Săptămâna următoare era vorba de niște probleme recursive care se modeleze backtracking. Da? Backtracking-ul e foarte natural să fie organizat recursiv. De multe ori la backtracking trebuie să testăm niște date intermediare, da? Și de datele astea avem nevoie doar la nivelul pe care îl prelucrăm la moment. Recursia îi permite să scăpăm datele astea de memorie alocată exact în momentul în care se epuizează analiza nivelului. Da? Deci e foarte ușor, foarte bine, facem niște probleme recursiv
trup backtracking. Și ziceam că o să încep backtracking-ul cu tabla de șah. Da? Problema regiilor, problema caului pe tabla de șah, deci cum se parcurge tabla de șah cu pierele caului. Așa, mai sunt și alte probleme frumoase. Понедельник, да. Да, значит, лучше планируем репетари, аша, субчинты, а примули семинар. Хватит у нас и аша, где официал у нас фильм, да, да. Чей коря вводит, тот уж, где листы, покаратели, элементарии, коры, логика, утилизуем листы, вот, у нас репетем, примули семинар, коря после. Тот лечит. Good luck. Gracias.
Ceva tot iau tu. Da, dar ceva mai tare, dar eu avem pe care, dar eu am tu în vie să dacă dau la tot. Ai încânt și până. Thank you.
cum vin bebeți? Ce? Asta e găsit? Nu te sui pe ăla? A fost și el. Ce să faci? Și este pe Facebook? Ce? A postat? Hai să facem reverse. Si? Hai să facem. N-aș să grăzi. Vreau așa nu ne-am. Eu te tu acolo statii. Da, da, vii, cam ușa să vină, să vină. Cam ușa că n-as mare. As meargă, as meargă. E că când as mărăi, as arăi mobilul, as și eu recurs. Vezi, vine așa ala și-a drâzul, iarăși vine. Da, și-a făcut din drâz să-ți vin. Închivă-i și... Și zătărmă, și zătărmăjă. Da, zici, drâz să-și ne-am făcut recurs. Uite, e GoPro, ți-am zis GoPro. Uite, să-și cel mai bine. Cu astea poți să-ți bag și frumos. Толкую. Ой, бля, это грузит, ну, прям для интернет. Тут вообще не по Wi-Fi, что ли? Да, сам скин был. По Wi-Fi, что ли? Да, не смотри. Ну, ну, ты стой на корж опьял, так, мам. Ну, сейчас, а я... Ну, и мы на связь монетинг. Где он зажимает? Реплик, не знаю.
Tip tirul, tip căuta. Adică introducem o valoare și am de răspuns greșit sau programul. Poate și... Bine, poate și una și alta. Da, în caz el poate de creș, da, nu. Thank you.
contribution is $40,000. But you get Ну, вот, что, 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 что
grafici să știu ce chestii. Dar urățile astea s-au dat un curs, adică băuri, media, e pe fiind, dar eu, în coroare. Ura mea, așa, eu am fost în urmă, spre o altă parte, să nu spune ce ce trebuie pe altă. Da, am făcut registru. Dar nu ai un accident de, nu știu, special. Acum nu, nu știu. Și făcut să mă numeze, că știu. Este capsanul ăla de pereche. De ce ori și cu asta, cu rocătorul, ca un rocat pe care nu mi-a văzut. 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 Așa mi-a văzut. Nu 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 mi-a văzut. Да, да.
Vorbim de sigur, vorbim de o chestie.